Salutare, dragi prieteni, și iată din nou pe canalul meu de YouTube, Dan Praf. În videoclipul de astăzi vom vorbi despre aniversarea de un an de zile a lui Jardel. În mâna mea am o minge, ce aș putea să-i fac cadou după nume, după celebrul fotbalist Jardel. I-am auzit o minge să alergem aici, apun coteț, facem noi un pic de stand-up comedy. Haideți să trecem un pic în revistă perioada de un an de zile. Mai exact, pentru cei care nu cunosc și nu au intrat pe canalul meu de YouTube până acum, acest porc, rasă pic în Crucișac cu duroc, s-a născut pe 10 martie 2020. Suntem pe 10 martie 2021. S-a născut exact la ora 23 noaptea. În ultimele 3 luni eu l-am tot cântărit. La ultima cântărire a avut 258 de kg. Iar pe data de 15 martie acum, așa am fixat, 15 martie, 15 februarie, 15 ianuarie au fost cântăririle. O să-l cântăresc din nou, vreau să lăsați acolo și părerea voastră în secțiunea comentarii legată de greutatea lui, eu pot să vi-l arăt mai de aproape. Eu estimez o greutate de 285 de kg la următoarea cântărire, deci diferența de la 258 la 285 de kg. Anul are 365 de zile. Greutatea lui 280, poftim, da? Facem o socoteală simplă și ar veni cu 760 de grame spor de creștere pe toată perioada, o perioadă medie, da? Din prima zi și până în momentul de față. Astea cu plusuri și cu minusuri. Eu zic că este un randament de creștere foarte bun. Băiatul lui tata, hai că jucăm un fotbal amândoi, imediat. Celebrul Gimbirică, da? El este moștenitorul celebrului porc Gimbirică, care a fost cântărit, 430 de kg, a fost porcul meu de suflet, dar asta e viața, trebuie odată și odată să ne despărțim. Îl am pe el. Vă voi face o surpriză, voi aduce un moștenitor lui Jardel, dar încă nu este gata surpriza, să zic așa. Voi face tot felul de experimente cu toate rasele de porci. Menționez, eu nu cresc porcii cu concentrate. Vreau să văd dacă la țară, eu care sunt un mini crescător, să zic așa, pot atinge performanțele dintr-o fermă sau aproape performanțele dintr-o fermă din aceea adevărată. În minutele ce urmează, eu mă voi juca, să zic așa, puțin cu Jardel. O să-i dăm să mănânce, o să-i dăm porția de ouă pe care o primește zilnic, o să-i dăm uscat, cum v-am învățat, o să-i dăm și lăturele, că afară, deși este 10 martie 2021, zăpada este de 4-5 cm. O să vă filmez un cadru, un peisaj frumos de aici din curte. Nici de Crăciun nu a fost așa. Vizionare plăcută și mai discutăm o barcurs. Băi, atunci tata. Hai să jucăm fotbal, tata. Hai, Melică. Hai, nu. Nu schimbă cu mine două pase. Jardel este o fire și are un comportament mult mai agitat față de răposatul Gimbirică. Dar eu încerc să îmi fac treaba de a-l îmblânzi. La un moment dat, când va deveni foarte, foarte greu, probabil se va mai domoli. Hai că dacă mai stăm 2 minute de aici, cred că te învăț și fotbal.
Este urs, dragii mei, urs. Cei care mi-ați vizitat curtea, l-ați văzut, nu sunt povești. Are aproape 50 de centimetri lățime pe spinare. Cu plusuri și cu minusuri. Haideu! Lăsă-mă mâncarea, că te faci prea greu. Eu intenționez, dragii mei, ca la finele anului 2021 să ajung la un record cel puțin 430 de kilograme cât a avut Gimbirică, dar încerc să și îl depășesc. Sunt recorduri personale, cei care doriți, dacă stângul, mă, să vă faceți o idee. Ca și rasă, ca și cum arată, mă puteți vizita. Țineți aproape, dragii mei, nu uitați să vă abonați acolo, deoarece va veni o perioadă lungă și foarte interesantă. Voi posta nenumărate videoclipuri cu lucruri foarte interesante. Mulțumesc tuturor pentru aprecierile voastre. Am văzut că ați fost foarte mulți când am tăiat porcul, când am pregătit produsele tradiționale. Băiatul lui tata, mă, băiatul lui tata, mă, băiatul lui tata. Băiețelul lui tata. Te vedi-l, te vedi-l, te vedi-l. Da, mă, tata, mă, te vedi-l, mă. Te vedi-l, mă. A, mă, că te-l bea cu minte. Ești tu mai răutăcios așa un pic, da? Te-l bea cu minte. Da, minte, no, tu iubea cu minte, da? Tu iubea cu minte, da? I-am făcut lucru, dragii mei. Fără ninge ca în povești. Își face poftă de mâncare. Imediat o să îi dăm porția zilnică de ouă. O să scoatem de pe terenul de fotbal de acolo, o să-l băgăm la el în boxă înapoi. Dar eu nu asta, așa e de natură, dar eu nu asta. Hop! 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 Să mâncăm, băi! O să facem noapte, băi, tati! Băi, tu, tata! Haide, zic! Deja nu cred că va mai trece prin gardă tura viitoare, haide! Ușor, 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 bravo!
O să-i las mingea acolo. Când are chef de joacă, cu siguranță o va sparge, dar nu-i problemă. Îi cumpăr alta. Tancul lui tata. Aici de lițitele ouă. În momentul de față n-am decât două, mă omoară nevastă mea. Dacă vede că am luat ouăle și astăzi, că mi-a zis că vrea să facă niște prăjituri, da. Pasiune, ai pasiune, frate. Stai, mă! Haide, mă! Auzi, pune la ouă. După ce servește ouălele, o să-i dăm și uscat. O să-i dăm și lăturele, că afară e iarnă în bună regulă. A început să hăpăie, totul e în regulă. Cei care aveți ouă, dați ouă la porci. Coaja lor conține foarte mult calciu și ajută foarte mult la picioare. În cauza greutății, la un moment dat cedează dacă nu are calciu. Să-i dăm și o baterie de pâinică cu lăturele. Auziți aici ton de apel, dragii mei. Ăsta ton de apel. Tang rusesc, robust. E băiatul lui tata. Picioare, pulpă, cap, tot ce vrei. O să vorbim într-un alt video despre cum să-ți alegi un porc în momentul în care îl cumperi. De ce trebuie ținut cont? Și așa mai departe. Vom vorbi. Vom face un video special legat de tema asta. Afară ninge ca în povești. Cei care urmăriți canalul meu de YouTube cunoașteți curtea. După ce i-am dat și lăturile, o să mai punem și muscat. Și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți. M-ați ajutat foarte mult. Tot respectul din partea mea. Numai bine. Doamne ajută!